Partidul Național Liberal cere sancționarea senatorului Diana Șoșoacă după mai multe derapaje în Parlament, publice toate acestea, cele mai multe, de fapt, dintre ele, poate sunt și alte momente de care nu s-a aflat încă. Alina Gorghiu vine cu o astfel de propunere și pentru a afla mai multe, intrăm în legătură telefonică directă cu Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Liliana, concret, ce propune doamna Gorghiu din partea PNL? Bun găsit, doamna Gorghiu, împreună cu grupul parlamentar din Senat al Partidului Național Liberal, doresc să nu mai aibă loc în Parlament comportamente precum cele ale senatoarei fostă Aur Diana Șoșoacă. Pentru acest lucru, grupul parlamentar al PNL impune o serie de măsuri astfel încât Diana Șoșoacă sau alți parlamentari care ar ofensa practic prin comportamentul lor Parlamentul, dar și românii, așa cum specifică PNL, să fie sancționați fie prin atenționare, chemare la ordine, retragerea cuvântului, îndepărtarea din sala de ședință pe durata ședinței sau chiar avertisment public scris. De altfel, Alina Gorghiu subliniază că acesta este un apel la parlamentari să lase orgoliile politice și să dea dovadă de responsabilitate, corectitudine și respect, astfel încât să nu mai existe comportamente de acest gen. Amintesc că Diana Șoșoacă și-a manifestat atât în Parlament cât și în spațiul public și chiar la proteste o serie de opinii personale, toate contra măsurilor privind restricțiile pentru coronavirus. De altfel, ea a îndemnat oamenii să nu poarte mască și mai mult decât atât să nu se vaccineze, susținând că este vorba despre un experiment.